Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zidana Uzacumna, vă salut cu mult drag, sănătoși, voioși. Fiilor, pe canalul meu de YouTube, în bucătărie la Zidana Uzacumna, sunt foarte multe măști cu făină de orez. Făina de orez înălbește fața, făina de orez ajută la luciul feței, să ai o față proaspătă, ca o păpușă de porțelană. Toate chinezile și coreenele fac măști cu făină de orez. Să știți, făina de orez ajută la foarte mult la tenul nostru, la piele. Dar el este bun și în bucătăria noastră. De a face blaturi, panispane, biscuiți, diferite rețete culinare faci cu făină de orez. Dar dacă s-o cumpere în magazine, este de 3 ori mai scump ca un kilogram de oreț, adică echivalent la un kilogram, este de 3 ori mai scump, un kilogram de făină. Dar eu întotdeauna o fac singurică, fiindcă eu fac foarte multe măști de față, scraburi, pandispane cu făină de oreț. Deci este o pufășenie nemaipomenită. Eu astăzi vreau să vă arăt cum poți face o făină de oreț în casa la tine, ca să nu cheltui mult bani. Deci eu am o lingură de oreț și îl dau prin blender. O lingură mie mi-ajunge de data asta, restul orez. Eu îl conservez, unii am eu nevoie, într-un borcan, în caserol, unde eu îl țin. Dar deci, orezul, o făină de orez, eu îl dau prin mixer ca să fac o făină. E să mă întreb, Zidana, mai bine să cumperi. Eu nu știu ce există în făina de orez. Eu fac singurică, știu precis că este naturală. Apa de la orez înflat ajută la măștile de față, el este foarte bun. Apa de la orez înflat ajută la creșterea florilor, este un îngrășământ pentru flori. Deci ca să ai florile frumoase, mai ales și orhideele, apa de orez, deci lași orezul înflat o oră, două, apoi apa de la orez uți florile. Deci eu am aici astăzi o lingură, două de oreți, fiindcă eu voi avea nevoie de o lingură de făină. Și o dau cu blenderul. Deci fac puțin gălăgie, da? Așa. Deci eu am făcut făina mea de orez. Ia uitați-vă, și făină bună am făcut de orez. Așa. Deci eu această făină o folosesc la măștile de față. Este foarte bun. Este foarte ușor de făcut și eu niciodată nu cumpăr. Mă rog, dacă cineva are mai mulți bani, ok, clar că poate să cumpere. Cu voi a fost Zidana. Vin cu o mască de făină de oreț și cu făină de nahut pentru tenul sensibil. Să știți că ele ajută foarte mult. Aceasta este făină din nahut, aceasta este făină de orez.